rugat să ieși din țări, doamna mare, să ajută, vă te rog, m-am fumat așa de ilegal. Dumnezeu ei a spus că nu este competența dumneiei, dar este competența guvernului. Dar dacă nu este competența nici a președintelui Parlamentului, nici a președintele, nici prim-ministru, nici așa de la serviciul VAMAL, nici așa, nici așa. Cine este? Eu am protestat la Procuratura Generală. Ei când au văzut cazul de corupție care este împotriva familiei mele, l-au trimis la Procuratura Anticorupție. Procuratura Anticorupție, văzând toate documentele și caz de corupție așa de mare, l-au trimis la Centrul Național Anticorupție. Așa de la Centrul Național Anticorupție îmi spune că noi nu ne vrem în cazuri de astea, că noi ne dau afară deja. Și gata, și iarăși eu, iarăși într-un cerc vicios între două puteri în stat, cea executivă și cea judecătorească. Judecătorii pe cazul dat, m-am adresat, dar eu cunosc legislațiile la perfecție, m-am adresat și instanțele de judecat. Și acum sunt două decizii contrar diferite pe acest caz. Și iarăși, unul, acei de la serviciul VAMAL, sunt că noi avem decizii din 2005, dar cei din 2013 nici nu vor să o aplice. Înțelegeți? Și de atâta și eu am ieșit gestul ăsta, este unicul ca să nu îmi dau oare foc, oare ceva, am ieșit pur și simplu ca să și eu auzit. Eu ieri am protestat la Ministerul Finanțelor, am protestat la serviciul VAMAL, nimeni nu vor să iasă să discute cu mine. Băi, care e problema? Dar și toți să râd, să râd, pur și simplu să râd. Am înțeles. Da, am auzit că și aici ai avut probleme mai devreme cu poliția, cu cine? Nu te lăsau să afișezi bannerul sau? Nu, da, eu am vrut să intru și eu așa să șed mai aproape, da, da. Nu după gard. Dar mai aproape tot... decât atâta unde? Acolo nu, așa e, dar numai nu după gard, știți, nu după gard. Și nu-i dau voie, că nu se dă voie. Dar păi da, că vin patru președinții. Da, da, vedeți, și este și asta, cum zici, și veteranii văd că, dar și în ziua de azi protestez, dar și una alta. Băi, băieți, dar dacă n-ați protestez eu în astia, n-ați protestez și ala și ala. Dar cam probleme, da, n-am motive să mă bucur. Da, da, n-am astia, și eu ies pentru dreptul meu astia. Fiecare cu cățelul lui.